Așa se horea la masă, știi, când bea un par de horinche și mai aducea aia minte, te mai uitai? După aia, ne-ar plăcea de aia, dar oare îi place de mine? Foarte frumos. Horile este, care sunt cu totul deosebite. Ce vă face de fiecare dată să le cântați, parcă mai frumos și mai frumos? Oh, că eu mă văd atunci. Pentru că mă aduc aminte de tinerețele mele, că astea era. Horile trăirile. Și trăirile și nu banii și nu averile și nu mașinile, cum facem textele astea noi. De altfel, frumoasă poezia și în unghiile texte, dar horia trebuie să fie cântată în așa fel încât ce simți ceva, să te adresezi la o fată, să simtă că te adresezi ei și că îți place de ea sau dacă a făcut ceva, îi mai zici că te o pontă din asta în care să-și aducă aminte că dacă faci lucruri pe care îi place la băiat, dacă vrei să se cu el, nu-i tare bine. Nu, de astea. Frumos, frumos. Dar ce pot să spun mai frumos că mândruță de-a ta dulceață, facem aș floare în fânață, nu? Da. Să mă port în sân când era la fân, vara, mă rog. Sunt niște texte cu totul deosebite. Am stat și le-am tot analizat și le-am comparat cu cele de astăzi. Că mulți poate nu înțeleg de ce am această aplicare asupra versurilor care te lasă să înțelegi ce vrei tu. Adică nu-ți dau mură în gură că... E o filozofie. Filozofia, da. Eu întotdeauna am iubit filozofia lui Frate Petreuș, pentru că ei au fost un simbol pentru Maramureș. Ei au fost oameni modești, oameni cu frică de Dumnezeu și cu un respect deosebit pentru Maramureșeni și pentru muzica care au cântat-o. Ei nu au făcut multe compromisuri în muzica lor. Cine scutură roa? Cât e spune melodia asta, fecioarii dimineața când se duc de la mândra? Roa trebuie scuturată și mândrița sărutată. Și aici poți să înțelegi multe lucruri, joi, mă rog, așa mai demea, izvorul și spălat de dor și mă rog. Foarte, foarte, foarte frumos. Și alte cântece din Maramureș, pentru că au o filozofie fantastică, fantastică.
Așa este. Ce am putea face, domn profesor, ca să nu ne pierdem din frumusețile astea? Care este nevoie mai mult ca oricând de un fel de organizație formată din intelectuali. Din intelectuali de clasă care are Maramureșul și, din păcate, îi poți număra cu degete, pe degete. Timpurile pe care le trăim, politicienii care avem în țara de sus, de sud, în țara miticilor, în țara acolo unde se mănâncă între ei pe cum șerpi când își fac veriguța aceea pe care o folosesc vrăjitoarele atunci când vor să ia laptele de la vaci în vrăjile din Maramureș. Deci în această lume în care domină politicul și puțini intelectuali care iară Maramureșul, care sunt despinați, este nevoie să repunem valorile satului maramureșan și a satului românesc în general, în locurile, în matca în care a fost satul de-a lungul a două secole, iată, de istorie. Noi am ieșit din această lume. Generația aceasta care vine după noi, generația aceasta a lui Mr. Google, nu mai are esența tradiției, nu mai are esența trecutului. Ei au rupt-o definitiv cu istoria, cu neamul, cu strămoșii. Deci noi avem oglinda aceasta a sufletului nostru în turlele bisericilor de lemn care se înalță în stilul acesta gotic, se înalță spre cer. Amintesc, este suficient din orice colț al Maramureșului te uiți și vezi o turlă care se înalță spre cer a unei bisericuțe de lemn ca să-ți dai seama că acolo este o comunitate, că acolo sunt oameni cu frică de Dumnezeu. Dacă ne vom reîntoarce în matca spirituală a satului maramureșan, unde s-a cultivat tradiția, unde s-a cultivat cinstea femeii de a merge curată în fața altarului, unde s-a cultivat măiestria de a confecționa căciuli, cizme, poale, cămăși, gube, deci unde s-a cultivat mândria aceasta de a păstra portul popular. Vedeți, peste tot avem această imensă poluare până și a portului popular cu zeci de stofe care vin din piețele turcești și nimeni nu face nimic. Peste tot satele de după 90, satele din Maramureș care puteau să fie încurajate printr-o oarecare politică a Consiliului Județean ca să păstreze o linie a arhitecturii caselor și a matricei satului spiritual adevărat a civilizației lemnului, noi astăzi am fi putut să ne mândrim cu acest lucru, am fi putut să avem acest colț pe care Bucovina, iată, la o aruncătură de băț de noi, îl cultivă mult mai bine, pentru că au oamenii, au intelectualii aceia pe care i-a dat istoria în frunte cu Eminescu, au acești intelectuali care s-au unit și au reușit să cultive elitismul și să pună în matricea lui satul românesc. Satul moldovean, în cazul satul Bucovinei, în cazul de față. Dacă noi vom face o organizație a intelectualilor, a celor care mai sunt în Maramureș și care știu ce înseamnă în esență filozofia acestei vieți și ce a cultivat de-a lungul istoriei satul maramureșan, putem să salvăm pe ultima sută de metri satul din Maramureș, tradițiile, obiceiurile cele care mai sunt. Baie și dacă... de la cap. Poftim? Baie da, de la cap. Așa este. Așa este. Deci cu oameni ca și grupul ISA, cu ambasadori care am avut în frații Petreuș, cu Titiana Mihali, aceea care, iată-i port și eu numele, și care... O bună parte a vieții ei a cântat numai cântece de veselie și numai cântece cu mirese, până în clipa în care și-a pierdut una dintre fiicele ei și n-a reușit să o vadă pentru că era într-un concert în Egipt, când s-a întors acasă, a găsit-o înmormântată. Ei, din clipa aceea, Titiana Mihali n-a mai cântat niciodată cântece pline de veselie, pentru că și-a dezgropat într-o noapte fetița, a vrut să o vadă la față. Autoritățile comuniste de atunci au vrut să o închidă ca o profanatoare de morminte, că a profanat mormintul fiicei sale,
iar cântecul ei a devenit un cântec tragic, un cântec care n-a mai intrat în acest areal al bucuriei de a trăi, ci un cântec îndreptat înspre tragedie, înspre partea ultimă a vieții. Deci, așa cum am spus, în această lume, între bucurie și tristețe, cum am știut, să printr-un om atât de simplu și de unii îl consideră de-a dreptul de o filosofie primitivă, Stan Ioan Pătraș, am reușit să ne impunem despre moarte un cimitir, un sat de sub pământ care să vorbească despre viața oamenilor ca și cum ar fi vii, și am reușit să ne impunem cu această poveste a vieților noastre în lume, dacă am reușit să facem acest lucru și prin muzica pe care o avem, și prin costumul, și prin tradițiile, și prin celelalte câteva festivaluri care trebuie să le cultivăm, prin acest nucleu de intelectuali care astăzi sunt dezbinați. Maramureșul nu are doi intelectuali care să-i pot spune să stea unul lângă celălalt și să vorbească frumos despre un lucru. Se privesc cu ură, nu știu ce spune unul despre celălalt, și apoi dacă de aici unirea din această elită care ar trebui să ducă istoria mai departe, nu se poate face unirea, niciodată nu vom, dacă noi nu dăm un exemplu prin comportamentul nostru, oamenii rătăciți ai satelor și generațiile acestea lui Mr. Google nu știu de cine se urmeze. Nu mai au valori, pentru că valorile care le cultivă televiziunea română le cunoaștem destul de bine. Poate vom lăsa mândria jos și vom vorbi cu sufletele, așa cum vorbiți dumneavoastră când cântați. Să cântăm? Cum doriți! Că au vorbit de Tatiana Mihalii și au vorbit de cântecele mai așa, mai de inimă, de suflet. Să cântăm Inimioară Dați Ajmute, o melodie pe care mie îmi place foarte mult. Vorbim de inimă și apoi poate o să încheiem cu o învârtită ca și în Țara din Crăciun când pe ce pleci către casă. Stare mândre, ca să... Inimioară, dați-aș toate, inimioară, dați-aș toate.
în Săpânța, trebuie să precizez asta, că seara de anul nou, tata noaptea îmbla colindat pe 10-20 de benzi, îmblau. Și acum am mai văzut că îmblă. Și asta era horea drumului, cu asta plecai din casă, colindai și ziceai, deși de mândreau și asta mi-a rămas în minte când eram tânăr. Cuida cu piciorul nex, de-or să risti țâinile. Adică, frumos, adică să fie ușa larg deschisă, că vin colindători și că aflicezi de la casă. Pentru că astrele vorbesc că anul 2014 va fi un an foarte rodnic și bogat, pentru că am făcut o seară minunată, cred că mult timp de acum înainte telespectatorii nu vor uita-o așa de ușor. Eu aș face urarea aceea ca la sărbătorile acestea fiecare casă din Maramureș să aibă bucăția ca să o umple cu daruri și oamenii să fie strunși în jurul ei și să petreacă, să își amintească de neamul acela lor care va rezista prin timp. Și mă fel înfricurat și întristat la cei care sunt departe de casă, pentru că mulți dintre cei plecați din Maramureș și din țară ar da bani grei ca să trăiască o noapte și sărbătorile de iarnă în Maramureș. Faceți recomandare la maramureșeni să meargă colinda, să nu stea în casă la televizor toată noaptea. Asta ar fi cel mai bun lucru, să socializăm. Să mergem la unii la alții la colindă și să... Nu neapărat să bem, să mâncăm. E frumos să ne împăcăm între noi, să uităm de toate realele de peste an, să ne împăcăm cu sufletul și cu bucuria și în ziua de Crăciun, și în ziua de Anul Nou, și în ziua de Bobotează, să merg cu sufletul curat la biserică și să începem un an nou fără supărări și fără jigniri și fără alte... Răutăți. Și pentru cei care se vor întoarce de sărbători acasă, aș încheia cu următoarele versuri. Ai colindat în lumea veșnic friguroasă, acum bine ai venit în sat, mai calde totuși pe acasă. Sunteți și poet, n-am avut posibilitatea să subliniez, dar dat fiind faptul că ați spus aceste versuri, am subliniat acum. Dragii mei, ce să vă spun, cum ziceau și invitații mei, mergeți la colindac, la Bobotează, să gata cu colinda până ne întâlnim din nou în postul Crăciunului. Ce să vă spun, eu nu pot decât să vă mulțumesc, că n-am cu alticele să vă răsplătesc, sunt convinsă că și cei de acasă vă mulțumesc și vă zic ce un Dumnezeu vă ajute, că mai sunt și oameni curați care urează un gând bun când văd asemenea oameni și eu sunt îndatorată că ați venit în Giulești, peste râu, după râu, ca să le arătăm celor de acasă că se mai poate și că n-am murit și că nu e prea târziu, atâta timp știm aici să fim oameni și când cântați pe marele scene ale lumii, să fim tot oameni. E foarte frumos și eu mă bucur că mai sunt oameni ca dumneavoastră și recomand celor care ne urmăresc să învățăm unii de la alții că fiecare are câte ceva de spus și de transmis. Dumnezeu dă-i binevătate lumea și pace. Și pace. Și bucurie și anul bun cu sănătate. Așa să fie. Dragii mei, iată că am ajuns și la sfârșitul acestei emisiuni. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de Zestrea Maramureșului și de emisiunea aceasta pe care vă dăruim în fiecare vineri de la orele 19 și duminică în reluare de la orele 16, tocmai ca să vă arătăm că Maramureșul nu moare și nu va muri niciodată atâta timp cât noi vom ține strâns cu dinții de acest lucru. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Eu, Măriuca Verdeș, vă mulțumesc